Căderea Constantinopolului sub turci, 1453. După distrugerea Constantinopolului de către cruciați și instaurarea Imperiului Latin de răsărit, Bizanțul a intrat într-o criză profundă din care nu a mai putut ieși nici după alungarea latinilor. Cel mai mare pericol a venit din partea turcilor otomani, care pătrunseseră în Asia Mică în contextul luptelor pentru tron din Imperiul Bizantin. Sultanul Murad I a mutat capitala la Adrianopol, în Europa, pentru a-și putea continua expansiunea. Popoarele balcanice, albanezii, bulgarii, sârbii, au căzut sub dominație turcească. În 1430, turcii cuceresc Tesalonicul, al doilea oraș din Imperiul Bizantin. Iancu de Hunedoara, voievodul Transilvaniei, organizează o campanie în sudul Dunării, dar se oprește din lipsa ajutoarelor. Sesizând pericolul creștinii în rândul cărora au luptat și ostașii lui Iancu de Hunedoara și cei din țara românească, organizează o cruciadă anti-otomană, dar sunt învinși la Varna în 1444. O nouă încercare a lui Iancu se soldează cu înfrângerea de la Câmpia Merlei în Serbia. Noul sultan, Mahomed al II-lea, 1451-1481, și-a propus cucerirea Constantinopolului, întrucât Imperiul Bizantin s-a restrâns la o mică zonă din jurul capitalei sale. Acesta era măcinat de neînțelegerile creștinilor, de luptele pentru tron și descurajat de indiferența statelor apusene, care nu și-au dat seama sau nu au vrut să conștientizeze amenințarea turcilor. Papa Nicolae al V-lea nu a voit să trimită niciun ajutor până nu se confirma oficial unirea bisericilor. În dimineața zilei de 5 aprilie 1453, turcii încep asediul orașului. Acesta era apărat pe uscat de ziduri groase și pe mare de golful Cornul de Aur, a cărui intrare era închisă printr-un mare și gros lanț ce nu permitea intrarea corăbilor dușmane. Populația orașului era de 50.000 de oameni, din care doar 5.000 erau luptători. La apărarea orașului au participat însă toți locuitorii lui, inclusiv copiii și călugării. Primele atacuri au fost respinse, iar flota turcă a fost înfrântă. Turcii au reușit însă să treacă o parte a flotei pe uscat, pe poduri de lemn, și au intrat în port plutind pe scânduri. Avantajul creat a permis sultanului să declanșeze asaltul general pe 29 mai. În noaptea dinaintea asaltului, autoritățile în frunte cu împăratul au asistat la o liturghie solemnă la care s-au împărtășit cu toții și apoi au plecat să apere orașul. Între orele 1 și 2 noaptea, turcii au atacat din trei părți concomitent. Tunurile lor au reușit să facă o spărtură mare unei porți de la intrare. Rezistența locuitorilor a fost eroică, dar au fost înfrânți. A doua zi, Mahomed al II-lea și-a făcut intrarea triumfală în oraș, a pătruns în biserica Sfântă Sofia, pe care a declarat-o moschee. Abia din 1924 a fost declarată muzeu. Căderea Constantinopolului a constituit una din marele tragedii ale istoriei. Acesta a fost marele centru de răspândire a creștinismului și a civilizației în spațiul Mediteranei Orientale. Timp de mai bine de 1000 de ani, Imperiul Bizantin a fost campionul creștinătății contra islamului, apărătorul civilizației contra barbariei, educatorul Orientului slav, după ce a făcut să se simtă influența sa până în Occident. În viața sa de peste un mileniu, Bizanțul a propagat creștinismul, l-a apărat de erezii, a contribuit la stabilirea dogmelor fundamentale ale creștinismului prin cele 7 sinoade ecumenice. Moștenirea sa religioasă și culturală nu s-a pierdut însă, ci a fost preluată de popoarele ortodoxe din zonă. Află mai mult. File din istoria Constantinopolului. Constantinopolul este situat între două mări, Marea Neagră și Marea Marmara. În anul 320, împăratul Constantin cel Mare l-a instituit capitală a Imperiului Roman. Iată istoria acestui oraș. În anul al 13-lea al domniei, împăratul Constantin a hotărât să-și înalțe un oraș în cinstea sa.
Venind în Bizanț, a văzut aici un peisaj frumos, 7 coline și 2 mări. Împăratul a poruncit să se măsoare teritoriul și să se înceapă lucrările de construcție. În toiul lucrărilor a ieșit din pământ un șarpe și s-a îndreptat spre locul unde se petreceau lucrările. Deodată un vultur s-a coborât repede și a înșfăcat șarpele, ridicându-se cu el în aer. Peste un timp șarpele s-a încolăcit în jurul gâtului vulturului și l-a biruit. Fără putere, vulturul a căzut cu tot cu șarpe. Atunci au alergat oamenii și l-au eliberat pe vultur. Văzând această întâmplare, împăratul a chemat pe învățații și tâlcuitorii săi și le-a spus să-i tălmăcească ce ar fi însemnând toate acestea. După puțin timp, învățații i-au spus: locul acesta se va numi Cele 7 Coline și se va proslăvi în toată lumea prin frumusețea sa. Dar deoarece se află între două mări, va fi supus atacurilor din partea dușmanilor. Vulturul este semnul creștinilor, iar șarpele al musulmanilor. Și precum șarpele l-a doborât pe vultur, tot așa musulmanii îi vor birui pe creștini. Însă precum oamenii au omorât pe șarpe și au eliberat vulturul, tot așa, în cele din urmă, creștinii îi vor înfrânge pe musulmani și iarăși orașul va fi al lor. Auzind aceasta, împăratul s-a întristat și a poruncit să fie scrisă prezicerea. Împăratul a hotărât să-și construiască orașul și să-l înfrumusețeze, astfel încât acesta să fie mai strălucitor decât Roma. Și a reușit. Zidurile înalte, palatele luxoase, construcții înfrumusețate cu marmură, totul strălucea și uimea întreaga lume. Cu timpul, Constantinopolul s-a transformat într-o capitală măreață a Imperiului de Răsărit, adică a Bizanțului. Acest oraș a devenit locul triumfului creștinismului. Cea mai mare sfințenie a orașului era Catedrala Sfânta Sofia, care a fost înălțată de către împăratul Justinian în cinstea înțelepciunii dumnezeiești. Pereții catedralei, atât cei interiori cât și cei externi, erau din marmură albă, scările din pietre prețioase. Însăși clădirea era foarte înaltă și masivă. La zidirea catedralei au participat 10.000 de lucrători. Când a venit timpul să facă prestolul, după multe cugetări, au hotărât să topească 70 de feluri de pietre prețioase: aur, argint, smaralde, chichlimbar, perle și altele, și această compoziție să fie turnată în forme speciale. Când au terminat, au văzut că prestolul, Sfânta Masă, iradia în jur culori diferite, fiind de o frumusețe neobișnuită. Podeaua din altar a fost acoperită cu argint curat. Amvonul a fost și el acoperit cu aur, argint, pietre scumpe, iar deasupra a fost înălțată o cruce de 100 de kilograme de aur. Iată cum arăta cea mai frumoasă și mai scumpă catedrală din lume, pe care turcii au transformat-o în moschee. În zilele noastre, aici se află un muzeu. În Constantinopol s-au ridicat numeroase biserici în care se păstrau icoane, obiecte sfinte, moaștele sfinților și alte relicve creștine. Iată câteva dintre ele. În Biserica Preasfintei Născătoare de Dumnezeu se păstra o mahramă cu chipul Domnului Iisus Hristos nescris de mână. Ea a fost trimisă de către însuși Domnul Iisus regelui Avgar. Chipul Domnului s-a imprimat pe mahramă în mod minunat. Domnul Hristos și-a șters fața și pe mahramă a rămas chipul lui. Scrisoarea scrisă de către Domnul Iisus adresată regelui Avgar. Vasul în care Domnul a spălat picioarele ucenicilor, o parte din crucea Domnului și obiectele care au fost folosite la răstignirea lui. Cununa de spini, biciul, buretele, hlamida, pânza în care a fost înfășurat și pus în mormânt. O parte din veșmintele Maicii Domnului, brâul ei, încălțămintea. Mâna și capul Sfântului Ioan Botezătorul, toiagul lui Moise, cel cu care a despărțit Marea Roșie, o parte din haina prorocului Ilie, capul Sfântului Apostol Pavel, lanțurile lui, mâna Apostolului Andrei, moaștele Sfântului Panteleimon. În Catedrala Sfânta Sofia se afla o bucată de pânză în care a fost înfășurat pruncul Hristos, aurul care i-au adus magii. Într-un vas se păstrează sângele Domnului.
În partea dreaptă a bisericii se păstra icoana Maicii Domnului, în fața căreia s-a rugat cuvioasa Maria Egipteanca înainte de a se duce în pustiu. În Constantinopol se aflau numeroase instituții de învățământ, mai mult de 50 de biblioteci publice, în care se păstrau numeroase cărți și manuscrise. Aproape toți istoricii greci care descriu cum a avut loc cucerirea Constantinopolului istorisesc următoarea întâmplare. Când Mahomed a intrat în catedrala Sfânta Sofia, aici se slujea Sfânta Liturghie și se cânta imnul Heruvic. Deodată o mână nevăzută a închis ușile împărătești ale altarului. Zidul altarului s-a deschis și în el a intrat preotul care ținea Sfântul Potir și alți slujitori. De atunci nimeni nu îndrăznește să pătrundă în altar. Se prezice că atunci când Constantinopolul va fi eliberat de sub turci, preoții vor ieși din zid și vor termina liturgia. Această prezicere o respectă chiar și turcii. În anul 1849, când efectuau reparația catedralei, nimeni dintre turci n-a îndrăznit să fărâme ușile altarului și să intre. Turcii recunosc și spun că în Coran este scris faptul că Constantinopolul va fi cucerit de către creștini. Orașul va fi eliberat de un popor nordic și toți recunosc în el poporul rus. Când Constantinopolul va fi al creștinilor, acesta este încă un semn că sfârșitul lumii se apropie. Ce au făcut turcii după cucerirea Constantinopolului? 3 zile după cucerire, sultanul a dat drumul flotei, fiecare va să plece în ținutul și orașul său, încărcat de mai să se scufunde. Iar încărcătura ce era? Veșminte de mare preț, vase de aur, argint, aramă și cositor, cărți fără de număr, robi, preoți și laici și călugărițe și călugări. Și era văzut în mijlocul barbarilor pe unul purtând haină arhierească, altul încins cu 4 fir de aur, odăjdii cu mielul lui Dumnezeu țesute în fir de aur în loc de pături pe cai. Alții șezând la ospețe și cu sfintele discuri înaintea lor, mâncau diferite fructe și beau vin din sfintele potire. Cărțile de avalma, întrecând orice număr încărcate în căruțe, le-au împrăștiat pretutindeni în apus și răsărit. Pentru un galben erau vândute 10 cărți, scrieri de Aristotel, Platon, teologice și orice fel de altă carte. Evanghelii cu podoabe de tot felul peste măsură, după ce desfăceau aurul și argintul, unele le vindeau, altele le aruncau. Icoanele le puneau pe foc și, fierbându-și cărnurile la flacăra aprinsă, mâncau. Cronicarul bizantin, Ducas, Istoria turco-bizantină.